Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Salut, Diana. Bună seara. Hey. Bună seara. Am niște probleme. Mă bucur. Am o problemă de intimitate. Adică sunt obsedată doar de bărbații celebri. S-a uitat la tine. Bine, am înțeles că mai sunt și femei obsedate de băieți săraci, dar na, foarte puține. Apropo, s-o saluți pe Lizzie, Natanticu. Da. Deci, eu am problema asta... Am problema asta cu bărbații cunoscuți, știi? Am analizat ce mi-au spus prietenii, psihologul, și mi-am dat seama că toți au dreptate. Nu mă simt bine în pielea mea, dar aș putea să jur că m-aș simți bine în pielea lui Cătălin. Care? Care Cătălin? Sau în patul lui Cătălin? Aulele! Doamne, doamne, ce-mi plac tatuajele tale! Auzi, Cătălin. Nu crezi că ar sta bine pe mine? Da. M-aș înveli în pielea ta. Să te simt în... Nu, scuze, stai, asta era la finalul textului, cu asta terminam. S-a emoționat. Îți jupuim, domnișoară? Nu știu dacă există vreo femeie în viața ta, Cătăline. Nu este. Bine, vreau să zic alta în afară de tine. Îți știu tatuajele pe din afară, de-aia zic. Aș vrea să ți le știu și pe dinăuntru. Ce să știți, domnișoară? Nu prea ai cuvinte lui Cătălin. Diana a venit fiartă pe Bordea. A fost prima concurentă din acest sezon care și-a asumat această îndrăgosteală. Găsi ceva semne prin jur. Chiloții roz? Te-am găsit pe scaun? Te rog, chiloții? Ea a făcut asta? Da! Voi știți ce e aici? Pe... Ideea e că aici e sufletul meu. Iar în sufletul meu e loc de iubire. Cătălin. N-aș vrea să mă privești ca pe o nebună. Eu chiar știu totul despre tine. Când l-ai cunoscut pe tatăl tău, ți l-ai tatuat pe Johnny Cash. Pentru că în sfârșit aveai și tu de unde să ceri niște cash. Ți-ai tatuat balada nebunului de Minulescu, pentru că cu poezia asta ai intrat la facultate. Bă, da, știe prea multe, stai puțin, ești stocăriță. Ei sunt cuminți, eu sunt nebun. Dar cum eu sunt ce-am fost mereu, Poate că cel cu minte eu. Deși de câte ori le-o spun eu, pentru ei sunt tot nebun. Vezi? Pare scris exact pentru mine. L-ai tatuat pe Shakespeare. Pentru că prima bucată pe care ai făcut-o în facultate a fost Shakespeare. Și asta știe? O cunoști? L-ai pe Charlie Chaplin. El reprezintă comedia mută. Tu, și nu exagerez deloc, ai fost mereu Charlie Chaplin pentru ca patos. Vrei să-ți mai spun? Da. Îl are pe Da Vinci pentru că în liceu a făcut pictură. Eu pe Chevalet și reconstrucție monumentală. Reconstrucție facială. Pe picioare l-ai pe George Carlin. Doamne, dar nu mai vorbim, mi se face pielea de găină. Îți place pielea de găină, Cătălin? Am putea face schimb. Dau pielea mea pentru pielea ta. Ei, dacă scria asta, Shakespeare era mare. Avem două variante. Ori ne vedem încă o dată, aici, în finală, ori ne vedem la tine, pentru final. Tu decizi. Bună abordarea. Bună asta, da, o vită așa. Oricum, poate că sună bună, poate nu.
Da, trebuie să spun. Îmi place ca la balamuc. Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.